Primăria Timișoara a început acțiunile preventive de combatere și distrugere a ambroziei, demarând campania de conștientizare cu privire la efectele negative ale acestei plante asupra sănătății populației. În cadrul campaniei, Poliția Locală a desfășurat deja acțiuni de verificare și identificare a terenurilor infestate cu ambrozie și va trimite somațiile aferente celor 362 de proprietari care au fost găsiți cu nereguli. Astfel, până la data de 30 iunie, aceștia beneficiază de timpul necesar în vederea distrugerii ambroziei de pe terenurile aflate în proprietatea personală. Conform legii, obligația proprietarilor de terenuri este de prevenire, combatere și distrugere a buruienii. Acestea se pot realiza prin cosire repetată, distrugere cu unelte agricole, smulgere, în cazul unor suprafețe izolate sau erbicidare după caz. Persoanele fizice și juridice au obligația de a efectua lucrări de combatere a ambroziei. Dacă nu își îndeplinesc această obligație legală, se vor emite avertismente, iar ulterior se vor aplica sancțiuni cu amendă de la 1.000 la 5.000 de lei în cazul persoanelor fizice și amenzi de la 10.000 la 20.000 de lei în cazul persoanelor juridice.